Anul 2015 a fost un an greu. Deși startul, mă refer la perioada când am înființat culturile de porumb și floarea soarelui, a fost promițător. Ultima ploaie ne-a venit pe 21 iunie. Din 21 iunie, lunile următoare, iulie și august, cel puțin pentru porumb și floarea soarelui, a fost un adevărat dezastru. Floarea soarelui a prins-o exact în momentul în care se apropia de faza de îmbobocit, iar porumbul, faza de înspicare, apariția mătăsii, în același timp polenizarea, a fost o perioadă cruntă de secetă, temperaturi ridicate, polen steril și, în final, producții mici, atât la porumb cât și la floarea soarelui. Mai puțin au fost afectate culturile de grâu și orz și chiar de rapiță. A fost un an destul de dificil, deoarece în zona noastră unde activăm Cernavodă Seimeni, au, în perioada de vegetație, mai ales pentru culturile de primăvară, a căzut în jur de 55 de litri de precipitații. Dar, per total, a fost un an bun. Anul 2015, din punct de vedere al producțiilor realizate, a fost un an deficitar. În comparație cu anii precedenți, a fost un an chiar foarte greu. Datorită lipsei precipitațiilor, producțiile realizate la culturile de cereale și păioasele, în general, mai puțin au suferit, dar leguminoasele și culturile de porumb au suferit enorm. 2015 a fost un an cu destule probleme, cu provocări, cu un an cu mai puține precipitații, dar una peste alta, la final, a fost un an bunișor. Din punct de vedere agricol și economic, a fost un an, l-aș caracteriza, aproape foarte bun. Anul 2015 a fost an puțin greu, pentru că e multe ori alegate alte cereale sau alte, și n-am ales pe 100 de hectare bine. A fost destul de ok, ținând cont de seceta care ne-a cam afectat, mai ales culturile de primăvară. În rest, culturile de toamnă au trecut destul de bine. A fost, eu sunt din primul rând județean francez, instalat în România de mai mult de 15 ani. Și din 15 ani a fost cel mai grea anul agricol, din cauza secete din județul Timiș. Planuri toată lumea are de viitor, să putem să ne încadrăm cu planul de culturi pe care l-am creionat deja și să ne meargă bine. La momentul de față suntem optimiști, pentru că culturile puse din toamna precedentă sunt într-un stat de vegetație foarte bun, comparativ chiar cu ceilalți ani. Așteptăm și de la natură să ne ajute și totul va fi bine. Societatea noastră deține în portofoliu o suprafață foarte mare de teren, proprietate. Vom face o livadă de nuci și aluni, 19 hectare, un modul de sere de 2700 de metri pătrați, deci ne dezvoltăm. Planurile noastre ale fermierilor sunt strict legate de mersul vremii. Noi am vrea să obținem producții, am vrea ca să realizăm pregătirea terenului și semănatul culturilor de primăvară în timp optim, să beneficieze de umiditatea din sol. Producem cât mai mult, să facem cât mai mulți bani, cu eforturi cât mai mici și să dezvoltăm soia mai mult. Asta este planul principal, producția de soia și suprafețele cultivate cu soia. Propun să semăn în condiții mai bune, să am precipitații, că practic este singurul factor prin care nu pot realiza ceea ce îmi propun. În rest, pe piață se găsesc produse pentru întreținerea culturilor, pentru ținerea lor la un potențial ridicat chiar. O să vedem în funcție de clima. Speram să fie un an mai bun la nivel de apa. Și, bineînțeles, în funcție de ce grad de îmburienar o să avem, ce presiuni de boală o să avem, o să alegem un program potrivit. BASF. We create chemistry.